Nu este niciodată timpuriu să vorbim despre educația timpurie. Permiteți-mi să amintesc cu această ocazie câteva din rezultatele studiilor din ultimii ani referitoare la rolul educației antepreșcolare și preșcolare. Constatăm astfel că modul în care un copil este stimulat și expus experiențelor de învățare, începând de la vârste foarte mici, determină dezvoltarea sa psihică, cognitivă, afectivă și emoțională, socială, dar și dezvoltarea fizică, dezvoltarea tuturor abilităților sale pentru viață. Cercetările din domeniu ne arată în același timp că importanța educației timpurii merge dincolo de copil și familie. Educația timpurie are un impact însemnat în dezvoltarea economică a unui stat, iar investiția în dezvoltare și educația timpurie se află într-o relație directă cu creșterea economică. Aș dori să mă refer la acest subiect important privind educația timpurie din perspectiva europeană, ținând cont de faptul că în cadrul Ministerului Afacerilor Externe gestionez domeniul afacerilor europene. Educația timpurie este foarte prezentă în discursul politic la nivel european. Știm, pe baza documentelor care se dezbat la acest nivel, că România, alături de toate celelalte state europene, se va confrunta în deceniile următoare cu o serie de schimbări sociale și economice care pot fi doar parțial anticipate. Vor apărea noi meserii, vor continua schimbările tehnologice într-un ritm alert și vor apărea noi provocări. Există un consens larg cu privire la faptul că investiția în etapele timpurii ale educației aduce cele mai mari beneficii economice și sociale în timp, îndeosebi pentru copiii din grupurile dezavantajate, astfel putând fi evitate cheltuielile ulterioare, mult mai costisitoare și mai puțin eficiente ale măsurilor remediale. O calitate crescută a serviciilor de educație timpurie contribuie pozitiv la o participare școlară crescută, la obținerea unor rezultate școlare bune și la reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii, una din principalele provocări la nivel european și una din cele 5 ținte asumate în strategia Europa 2020.